Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu, Minița Tarot. Voi face o etalare pe plan sentimental pentru voi, dragii mei fecioare, să descoperim în ce fel de relații vă aflați cu persoana la care vă recomand să vă gândiți, ce simte și ce va fi în viitorul apropiat. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați mesajele cu care rezonați și vă invit să vă înscrieți la canal dacă n-ați făcut-o, este gratuit și în acest mod veți primi notificări cu etalările pe care le voi distribui în viitorul apropiat. Dacă doriți o etalare privată cu mare drag, sunt la dispoziția dumneavoastră. Dedesubt acest videoclip este adresa de mail unde îmi puteți scrie și vă răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei, pentru tine, cel care mă privește în momentul de față, în ce fel de relație te afli cu persoana la care tu te gândești. Hai să vedem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia fecioară, pentru toți cei care au luna sau ascendent în zodia fecioară, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin și care au o energie pozitivă, în ce fel de relații vă aflați cu persoana care vă gândiți? Da, aici văd că dacă sunteți bărbați aici, văd că vă gândiți vă gândiți la partea financiară, vă gândiți la un câștig, vă gândiți la o colaborare, un parteneriat cu un bărbat, cu un domn din alta societate sau un bărbat care este educat, care are un rol important, poate care la nivel financiar stă foarte bine. Vă gândiți la această colaborare cu această persoană. Dacă sunteți femeie, vă gândiți la acest bărbat independent, este o persoană independentă. Cifra nouă poate avea un rol important. Berbec sau ascendent, luna în zodia berbec, zodia fecioară. Văd că e posibil această persoană să gândească la un parteneriat sau la o colaborare. Este o persoană mai solitară. Aici văd că există iubire, da, din partea acestei persoane, chiar dacă el sau ea nu arată, nu transmite, nu exteriorizează aceste sentimente. Sau dacă sunteți femei, văd că acest bărbat se axează foarte mult pe partea financiară și face ceea ce iubește să facă, se gândește la un parteneriat sau la o colaborare. Sunt lupte sau întârzieri, există un disconfort aici mental. O persoană care e obosită mental, da? Sunt anumite obstacole, întârzieri, lupte sau secrete între voi, poate nu comunicați foarte bine în momentul de față sau aici văd că e posibil această persoană să, nu știu, să aibă haina militară sau să lucreze în această instituție, cum ar fi poliție, jandarmerie sau pur și simplu o instituție de stat. Și sunt anumite secrete sau această persoană face ceva în secret în ce privește legea, da? Sunt anumite întârzieri aici, un confront, o contradicție, ceva care nu merge cum v-ați dori, nu merge lin sau poate această persoană este obosită la nivel mental, este foarte stresată, se gândește la o pierdere, se gândește la o pierdere financiară care poate a avut din cauza unei superficialități, din cauza unui hazard, unui risc care și l-a asumat sau și-a asumat, văd aici că poate a fost imprudent sau imprudentă și văd că acest lucru i-a dus foarte multă neîncredere, care i-a dus foarte multă neîncredere în propria sa persoană și care i-a dus chiar o bătaie de cap, parcă a fost trădată această persoană sau i s-au înșelat așteptările sau a fost trădată pe plan financiar sau cu cine a colaborat sau din partea unei instituții o pierdere de bani care l-a făcut sau a făcut-o să se gândească foarte mult la acest lucru și chiar să fie foarte obosită la nivel mental, da? Și de acolo și această boală, acest disconfort care l-are sau are această persoană și aduce falsitate, aduce o independență, o rigiditate, ca o independență în sensul că dumneavoastră sau această persoană stă singur sau singură sau retrasă sau
se axează mai mult pe propria sa persoană. Văd că e și neîncrezător sau neîncrezitoare în ce privește relația cu dumneavoastră, nu numai pe plan financiar, da? Are nevoie de odihnă această persoană. Dar văd și că, nu știu, încearcă să nu arate ceea ce simte. Sau văd falsitate, din păcate, da? În ce privește căsătoria, văd că este mai ambigu, mai ambiguă, ambiguă sau ambigu. Oricum ar fi, văd aici că e o dificultate în ce privește căsătoria dumneavoastră sau colaborarea, parteneriatul care îl aveți cu această persoană. Văd că există foarte multă speranță în evenimentele viitoare, în evenimentele viitoare sau în... Există foarte multă speranță aici, văd că cine își privește interesul această persoană pe plan financiar, în ce privește o colaborare, un parteneriat, și văd că are încredere în viitorul apropiat sau în persoanele sau în evenimentele care vor veni, că vi se spune să nu vă pierdeți încrederea, că există posibilitate de căsătorie, de uniune, de abundență, de un avantaj. Această persoană se gândește foarte mult la căsătoria cu dumneavoastră, vrea căsătorie, nu vă arată, nu își exprimă sentimentele, dar are nevoie de bani. Și de acolo această problemă, ansietate, neîncredere și chiar i-a bătut moral. Da? Și se gândește foarte mult la investițiile sale. Și văd că se gândește la o relație, uniune care să-i aducă abundență sau să-i aducă un avantaj. Haideți să vedem ce simte pentru dumneavoastră. Interesant. Cifra 19, 21, 3, 4, 30, 50, 36 pot avea un rol important. Sunt copii în la mijloc, poate 2 copii, 3, 1, sunt copii care sunt la mijloc aici. Cred că e nevoie să vă jucați mai mult, să fiți mai inocenți sau copiii au un rol important în ce privește această relație. Și iubește copiii această persoană. Sunteți personalități opuse, caractere opuse. Haideți să vedem, gândiți-vă la această persoană, ce simte pentru dumneavoastră. Zodia Fecioară, luna sau ascendentă Zodia Fecioară. Ce simte pentru dumneavoastră? Da, cum am zis, sunteți opuse, dar vă completați în același timp. Ce nu aveți are această persoană și ce nu are aveți dumneavoastră, da? Zodia Balanță poate avea un rol important. Văd aici că, nu știu, cineva poate vrea să divorțeze sau cineva vrea să se căsătorească. Zodia Balanță văd că are un rol important. Luna sau ascendentă în Zodia Balanță văd că se gândește la a rezolva anumite probleme legale chiar, la un document legal, se gândește la o căsătorie cu documente, poate trăiți împreună și nu v-ați căsătorit legal, pentru alții poate vă gândiți la un divorț sau are probleme legale această persoană. Văd că vi se va face dreptate, vrea să fie onest, onestă această persoană, vrea adevăr, vrea să ia o decizie importantă în ce privește chiar și o afacere. Da, văd că vi se va face o propunere. Cum am zis, vrea să vă ceară în căsătorie. Și sau se gândește la a rezolva anumite documente legale în luna august, septembrie. Văd că vi se va face o propunere neașteptată să vă căsătoriți cu documente, dacă nu aveți. Văd că este o relație pe termen lung și această persoană poate are probleme cu legea sau vrea să sau trebuie să rezolve anumite documente sau copiii vă leagă, vă echilibrați unul pe celălalt și poate că problema aceste probleme în ce privește anumite probleme legale sau cu legea e posibil să vă facă să facă această persoană să fiți împreună. Nu știu de ce acest mesaj.
Dar văd că își dorește o relație de lungă durată, pe termen lung. Și vrea să primească și să ofere iubire. Vrea să aducă un echilibru și trebuie să faceți o alegere aici. Și cifra 3 poate are un rol important, cum v-am zis. Vi se spune să îmbrățișați ceea ce aveți, să dați și să primiți la rândul dumneavoastră, să vă ofere suport, susținere. Vrea să primească, vrea să ofere iubire. Văd că vă va face un cadou din iubire, vă va demonstra iubirea sa. Interesant. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat, dragii mei. Ce va fi în viitorul apropiat de dumneavoastră și această persoană? Vedeți din nou cifra 3. Văd că își dorește să acționeze această persoană, dar are anumite secrete sau în momentul de față este mai misterios, mai misterioasă, nu vorbește sau are un secret sau preferă să fie mai tăcut, mai tăcută, fie mai reținut în interiorul său, pentru că trece printr-o furtună emoțională, da? A fost afectat sau nu stă foarte bine la nivel sufletesc această persoană în interiorul său, cum am spus, a avut probleme, da, pe plan financiar sau o pierdere și de acolo această suferință în interiorul său și e instabilă pe plan emoțional, e turmentată și văd că evită sau blochează sau încearcă să se depărteze, încearcă să scape de această relație sau se autosabotează, ar vrea să plece la mare sau să plece, nu știu, să schimbe această situație, ar vrea să plece din această situație neplăcută și văd că vă evită sau vă blochează. Dar există chimie și atracție între voi doi. Această persoană își dorește să meargă la mare în viitorul apropiat, vă va spune acest lucru. Va da deoparte acele probleme, acele situații neplăcute, are nevoie de odihnă, are nevoie să se îndepărteze un pic de această situație, dar văd că după va veni foarte multă atracție între voi, foarte multă pasiune, foarte multă chimie și are energia Yin aici, energia fertilității, abundenței, acțiunii această persoană, e posibil energia sa feminină să fie foarte debordantă, chiar dacă este bărbat, da? Zodia Taur, Gemeni, poate avea un rol important. Văd acțiune în ce vă privește, vrea să dea naștere un nou proiect și dacă sunteți femei dumneavoastră, aveți un rol important. Vă vede foarte senzuală, foarte atractivă, foarte creativă. Văd comunicare între voi în viitorul apropiat. Senzualitate, abundență, prosperitate. Berbec, leu, săgetător aici, vrea să plece într-o nouă aventură. Această persoană îi place să riște, vrea mai multe posibilități, e un spirit liber, îi place libertatea. Văd că dorește să plece sau să mergeți într-o nouă aventură. Este foarte nerăbdător, vrea să facă un drum, poate în țările calde sau unde este mai calde decât de obicei. Văd acțiune în ce privește un proiect. Da? Vrea să dea naștere un nou proiect. În ce privește între dumneavoastră și această persoană, văd foarte multă chimie, pasiune, da? Vrea să vă cucerească, dar văd și că e posibil să aibă un viciu sau o dependență sau văd o toxicitate care poate dumneavoastră sau ea are în mintea sa. Și acest lucru poate dăuna, dar văd că își va curăța mintea, va răsări soarele mintea sa, se va face lumină, va înțelege, va vedea totul altfel, mai clar, va vedea totul dintr-o altă perspectivă, va face sacrificii pentru familia sa, pentru binele său și pentru membrii familiei sale, da? Și văd că va fi obosit sau obosită această persoană după o lungă călătorie. După o lungă călătorie, văd că este obosit sau obosită această persoană și văd chiar și o călătorie noaptea pe care o va face sau o veți face împreună, care îl va duce la extenuare.
o lăsa sau o lăsa fără puteri, fără energie. Haideți să vedem. Cifra 22. Zice că tu ești arhitectul vieții tale. Ți se poate părea excentric sau extravagant, dar în realitate ai puterea de a simți pe pielea ta vocea Universului. Ai încredere în talentul acesta și vei ajunge la iluminarea spirituală. Clar sentiența, de clar cunoștința aici, cifra 22. Văd că dorește să construiască sau un proiect de casă, poate avea un rol important sau o casă. Sau își dorește, sau cifra 2 sau 22 poate avea un rol important. Aveți încredere în talentul dumneavoastră de a simți pe pielea dumneavoastră vocea Universului, chemarea și ceea ce vrea să vă zică. Văd că dorește să construiască ceva sau veți face un drum pentru această casă sau, nu știu, pentru a da viață unui nou proiect, unei noi dorințe, unei noi aventuri. Interesant. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă doresc să fiți iubiți și ne vedem data viitoare. V-am pupat, sănătate, la revedere!